cu biserica ortodoxă am o problemă. Consider că această instituție face foarte puțin din ceea ce îi cere chiar spiritul profund al creștinismului să facă. Această biserică ortodoxă română a încetat, dacă a fost vreodată, să fie o biserică misionară. O biserică în care, așa cum se duceau misionari cu veacuri în urmă în teritorii locuite de sălbatici, necreștinați, riscând să fie uciși, la fel preoții de astăzi ai bisericii ortodoxe ar trebui să meargă în cele mai nenorocite zone ale României, acolo unde sunt oamenii cei mai săraci, cei mai lipsiți de șansă, condamnați la un orizont de plumb, acolo ar trebui să se ducă. Nu să stea în biserică și să-mi citească din Biblie, că asta, slavă Domnului, mai știm, ne-am mai alfabetizat. Să se ducă și să vadă ce probleme au oamenii, să încerce biserica să rezolve problemele oamenilor, să încerce să facă preoții bine direct oamenilor. Adică ceea ce spune sanctitatea sa Francisc acum. El spune că ne putem întâlni cei care suntem religioși și cei care suntem atei, cei care sunt atei, ne putem întâlni în faptele bune. Dacă facem cu toții fapte bune, dacă facem bine în lume, facem bine oamenilor, există un teritoriu comun unde putem fi împreună și care este bine plăcut lui Dumnezeu, spune Papa. Așa cred și eu. Acești preoți ai Bisericii Ortodoxe Române sunt, în momentul ăsta, sunt închiși, sunt mineralizați în rit. Stau băgați în odăjdii, stau băgați în biserici, fac nunți, botezuri din care încasează banul, vin să dea cu pămătuful de Paști și de Crăciun până casă și încasează banul și încasează bucata cea mai bună din miel de la oameni. Nu, ar trebui să își pună sandalele apostolilor și să o ia să vadă ce e cu oamenii amărâți din țara asta, să vadă ce pot face, ce poate face biserica cu banii destui pe care îi are. Poate ne mai oprim din construitul de biserici, poate ne oprim din construitul Catedralei Mântuirii în Țara Mântuielii. În Țara Mântuielii noi vrem să facem molul ăla, facem molul ăla ortodox. Molul, poate punem și un stadion alături ca să facem un super mol, așa, da? Cu Catedrala Mântuirii și cu Mântuielii și cu un stadion alături. Și niște cluburi, niște magazine, tot ce să punem așa numai catedrala aia. Eu nu sunt religios, dar respect opțiunea unor oameni care cred în religie. Respect, nu? Că noi suntem puțini ăștia care nu suntem religioși, 10% sau câți o fi. Din partea cealaltă vin nu numai insulte, vin și amenințări, vin blesteme din partea cealaltă, nici mai mult, nici mai puțin. Asta e deosebirea. Poate merită să medităm la asta. Adică religia binelui și iubirii de oameni, așa și a păcii, cum este definită religia creștină și respectiv ortodoxă, nu știu de ce naște în credincioșii ei astfel de porniri agresive și intolerante. Vă pot spune de ce. Pentru că, da, mi-ar lua mult timp și ar trebui să luăm citate acum din Noul Testament, din Marcu sau din Matei și să le discutăm și să știți că există rădăcini ale acestei atitudini intolerante a creștinilor, a ortodoxilor față de cei necreștini și neortodoxi care nu îi deranjează cu nimic. Există rădăcini. Deci spuneam că respect această opțiune, asta este structura
Ăsta este, după părerea mea, nivelul de evoluție al societății românești și v-am spus că există o explicație. Există o explicație. Este înlocuirea unei religii cu alta. Pentru că, ca să înțelegem, o să folosesc metoda exagerațiunii voluntare a lui Vladimir Ilich Lenin și o să spun că, alături de instinctul de conservare și de instinctul sexual, în gene, în creierul reptilian, acolo în adâncuri, în ființa umană, există și instinctul religios. Este un instinct bazal, basic instinct. Există și un basic instinct religios. Punând omul oriunde, în orice context, o să-și facă un Dumnezeu din ceva. Chiar dacă îl face el și îl cioplește singur, îl unge cu noroi sau cu seu, e făcut de el, nu e nimic metafizic, nu e nimic divin, dar și îl pune acolo pe policioară și după o vreme ajunge, se roagă la el și ajunge să și creadă în el, cu toate că nu Dumnezeul acela l-a făcut pe el, ci el l-a făcut pe acel Dumnezeu. Dar instinctul religios, în fiecare ins există un dublu al lui, mai mic și strălucitor.